Salutare, prieteni! Astăzi o discuție foarte interesantă între Dinu Săraru și Victor Atanasie Stănculescu, cel care a organizat procesul și execuția lui Nicolae și a Elenei Ceaușescu. După ce au plecat de la Târgoviște, cuplul Ceaușescu fusese executat, au mers în București și i-a întrebat șeful, comandant al clubului: mi-ați dorit să mâncați ceva? Iar generalul Stănculescu a zis: vreau să mă spăl pe mâini. Era bucătarul șef de la clubul Steaua și zice: n-avem apă. Și atunci am luat o sticlă de whisky și zic: nu-i nimica. Ei au crezut că vreau să iau sticla să beau o gură de whisky. M-am dus la baie și am spus bucătarului: toarnă. Și el zice: păi nu vreți să... Nu, toarnă să mă spăl pe mâini, să mă dezinfectez. Simțeam nevoia de a mă dezinfecta. Dacă vreți să înțelegeți treaba asta, zice Victor Atanasie Stănculescu. Iar Dinu Săraru: da, da. Poate că nu pusese mâna pe nimica, poate voiam să mă spăl, să mă curăț de fapte. Și Dinu Săraru: am înțeles, foarte bine a spus. Și a urmat acea masă, cum s-a petrecut, în tăcere? Victor Stănculescu a spus: a fost o masă a tăcerii, hai să spunem așa, doar cu bucate de Crăciun. De-abia atunci mi-am dat seama că e Crăciun, uitasem de fapt. Vă amintiți meniul acelei zile? Vă spun ce a fost, da, îl știu. Șorici, cârnăciori oltenești, sarmale cu smântână, că au venit cu niște... Era bucătarul, el a venit cu... În persoană, el a venit, nu mai știu cum îl chema, nu mi-amintesc acum, ar fi bine să-l pomenez măcar ca importanța imaginii. În rest, s-au oferit băuturi. Singura băutură pe care am atins-o a fost aia cu care m-am spălat pe mâini, era whisky. Dacă mi-amintesc bine, era Johnny Walker. Și a fost pe urmă un vin alb, au fost niște plăcinte, niște poale în brâu, cam așa ceva, dacă mi-aduc aminte cum erau acelea, și în final a mai venit o felie de cozonac. Și după aia n-am mai stat, că noi am mâncat, în primul rând a fost o masă în tensiune sau o tensiune în detensionare, și al doilea a fost o masă de la care trebuia să plecăm, să vedem. Și atunci am aflat prima treabă, că eu am plecat foarte hotărât, că acela care trebuia să urmărească ridicarea cadavrelor, iar eu trebuia să le spun celor de la minister că s-a terminat. De fapt asta era, să le spun că s-a terminat. Cui trebuia să raportați? N-am raportat la nimeni. I-am spus lui Sergiu Nicolaescu că la minister, el era primul cu care am vorbit. Și s-a dus și a spus mai departe. Erau toți acolo când am venit. Cum a fost? Hai, gata, s-a terminat. De fapt asta a fost, niciun raport. Și a fost vreo reacție? Nu m-am adresat nimănui în mod special. Nici nu mai știu câți eram, 10-12 persoane. Știți cum e ca la teatru, apariția actorului să spună o replică fundamentală. N-am vrut să spun o replică sinistră, dar toți așteptau și am spus: s-a terminat. Și zic: o să vină și o să-l ducă la spitalul militar. Filmul, unde-i filmul? Zic: Sergiule, ia-l tu. Și pe urmă ei s-au retras să discute: cum facem filmul? Îl facem lung, îl facem lat? Nu știu, cred că, dar s-a vorbit atunci despre filmul pe care trebuia să-l dați la televizor. Da, pentru că s-au retras să discute. Voican, cred. Voican, mi se pare, a spus că ar fi bine să scoată din film secvențele în care apărem noi la masa aceea lângă completul de judecată pentru protecția noastră. Știa cum a filmat operatorul. Omul care a făcut filmul a fost de fapt un amator. Îl luasem eu de la departamentul de înzestrare a armatei să-mi organizeze un studio de film, pentru că aveam nevoie pentru expozițiile în care prezentam tehnica militară și așa mai departe. Dacă era vorba să mă protejez, puteam să-i spun de la început: nu mă filma. Ori nu i-am spus acest lucru și ca dovadă m-a filmat în detaliu. Puteam să-i spun: nu mă filma. Nu ăsta a fost pentru mine gândul, dar a fost așa. Și pe urmă a ieșit o ciopârțeală a filmului și scandalul care a fost cu cei de la televiziune. Telefoane, televiziune, Ministerul Apărării. Acum vă spun eu, sincer, părerea mea, cei care erau acolo la minister erau mai speriați decât mine, care fusesem la fața locului când ne-a spus că s-a terminat. Probabil că fiecare avea un anumit sentiment, dar asta e părerea mea. Erau mai speriați de fapt în sine decât eram eu, care fusesem la fața locului. Cine era cel mai speriat? E greu să-mi amintesc, știți cum este când te uiți mult la o scenă, la un moment dat nu mai știi care din actori. Dar toți spuneau: cadavrele. Pe urmă a început: cadavrele, în sensul că unde sunt, adică voiau să se asigure că sunt morți.